Astăzi vom vorbi despre 5 fructe care te pot ajuta să combați constipația. Este bine cunoscut că o alimentație sănătoasă, bogată în fibre, este esențială pentru a preveni constipația. Fructele sunt unul dintre cele mai bune surse de fibre, dar și de lichide și antioxidanți. Astăzi vom descoperi împreună 5 dintre acestea care te vor ajuta să scapi rapid de constipație. Primul fruct pe lista noastră este mărul. Merele sunt bogate în fibre, având în compoziția lor pectină, un tip de fibră care poate ajuta la ameliorarea constipației. În plus, merele sunt și o sursă excelentă de hidratație, un alt factor important în combaterea constipației. Mâncați un măr pe zi și veți observa diferența. Următorul fruct de pe lista noastră este kiwi. Kiwi este un alt fruct bogat în fibre, care poate ajuta la regularizarea tranzitului intestinal. Un singur kiwi pe zi poate face diferența pentru persoanele care suferă de constipație. Nu uitați, este important să consumați și coaja de kiwi, care este de asemenea bogată în fibre. Pe locul 3 pe lista noastră se află ananasul. Ananasul este cunoscut pentru capacitatea sa de a stimula digestia. Acesta conține o enzimă numită bromelaină, care ajută la descompunerea alimentelor și facilitează digestia. O porție de ananas pe zi poate fi de ajutor în prevenirea constipației. În poziția a patra se află perele. Perele sunt un alt fruct bogat în fibre care poate ajuta la combaterea constipației. În plus, perele sunt și o sursă excelentă de hidratație. O pară pe zi poate fi suficientă pentru a vă ajuta să combateți constipația. Ultimul, dar nu cel din urmă fruct, de pe lista noastră este avocado. Avocado este un fruct bogat în fibre și grăsimi sănătoase. Fructul contribuie la sănătatea sistemului digestiv și vă poate ajuta să preveniți constipația. Consumați un avocado pe zi și veți vedea rezultatele. Așadar, acestea sunt cele 5 fructe care vă pot ajuta să combateți constipația. Dar nu uitați, o alimentație sănătoasă presupune diversitate. Nu vă limitați doar la aceste fructe, ci încercați să consumați o varietate de fructe și legume. În plus, este important să vă hidratați corespunzător. Apa joacă un rol esențial în menținerea unui tranzit intestinal sănătos. Deci bei suficientă apă pe parcursul zilei. De asemenea, exercițiul fizic poate ajuta la stimularea tranzitului intestinal. Încercați să introduceți în rutina zilnică o formă de exercițiu fizic. Astfel veți putea combate constipația într-un mod natural și sănătos. Și nu în ultimul rând, este important să aveți o viață activă. Stilul de viață sedentar poate duce la constipație. Deci, încercați să fiți cât mai activi pe parcursul zilei. Așadar, cu o alimentație corectă, hidratare adecvată și o viață activă, puteți combate constipația. Încercați să introduceți aceste fructe în dieta dumneavoastră și veți vedea rezultatele. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru.